Salut! Sunt Aurelian Palade, director tehnica Ectra, iar astăzi vom discuta despre soluțiile tehnologice la culturile de cereale păioase și rapiță la reluarea vegetației. Odată cu reluarea vegetației din primăvară, atât în culturile de grâu cât și în cele de rapiță, există o serie de provocări pentru care trebuie implementat un management corespunzător. În primul rând, aș menționa faptul că primăvara timpuriu, când plantele pornesc în vegetație, solul conține puține elemente solubile, datorită condițiilor nefavorabile pentru mineralizarea substanțelor organice din sol. În același timp, plantele sunt slăbite, consumând din propriile substanțe de rezervă. Eventualele secete de primăvară sunt deosebit de pogubitoare pentru plantele de rapiță și pentru plantele de grâu. Împiedicând dezvoltarea normală a elementelor de productivitate. Temperaturile scăzute din această perioadă și nebuloistitatea care ar putea să se instaleze reduc semnificativ eficacitatea fotosintezei și respectiv repornirea în vegetație a culturilor. Un start lent al acestora presupune o scurtare a perioadei de asimilare în semințe. În același timp, disponibilitatea micronutrienților poate fi limitată de o serie de caracteristici ale solului, dintre care aș menționa importanța pH-ului și capacitatea de schimb cationic a solului. De asemenea, practicile agricole pot fi negative în anumite situații pentru viitoare producții. AECTRA recomandă atât pentru culturile de cereale păioase, cât și pentru cele de rapiță, aplicarea unui tratament cu terasorb complex în doză de un litru la hectar, împreună cu NH Delta Potasiu, în doză de 5 litri la hectar. Biostimulatorul terasorb complex care conține 20% aminoacizi liberi esențiali, aplicat la ambele tipuri de culturi. La reluarea vegetației oferă următoarele beneficii. În primul rând, asigură o reluare rapidă în vegetația plantelor, dezvoltă suprafața foliară și contribuie la accelerarea creșterii plantelor. În același timp, dezvoltă rădăcinile și determină uniformizarea vigorii plantelor. Un alt atu al aplicării celor două tratamente se referă la faptul că oferă plantelor o toleranță la eventualele înghețuri târzii de primăvară și secete. În același timp, aplicate împreună cu pesticidele, oferă o sporire a eficacității produselor de protecție a plantelor. În același timp, ele oferă o economisire a energiei metabolice prin furnizarea de aminoacizi gata preparați, plantele concentrându-și efortul metabolic și energetic pe gestionarea factorilor de stres. NH Delta Potasiu este un azot ureic stabilizat cu ajutorul potasiului, care, aplicat la reluarea vegetației, oferă următoarele beneficii. În primul rând, diminuarea pierderilor de azot prin procesele de levigare și volatilizare. În al doilea rând, stimularea înfrățirii la cereale păioase și dezvoltarea și stimularea ramificării la rapiță, urmat de dezvoltarea rapidă a sistemului radicular. În același timp, aplicarea de NH-Delta la ambele culturi presupune mai puțină energie consumată de către plante, pentru realizarea metabolismului azotului. Reluarea accelerată a creștelor vegetative și reducerea neuniformității culturilor din ceea ce, în ceea ce privește talia plantelor sau gradul de acoperire a terenului reprezintă un alt avantaj a aplicării produsului NH Delta la desprimăvărare. În același timp, aplicarea produsului NH Delta potasiu va oferi plantelor șansa să realizeze o conversie superioară a biomasei în viitorul randament. În final aș face o scurtă recapitulare în ceea ce privește beneficiile tehnologiei Extra la reluarea vegetației la cultura de rapiță. Prin aplicarea celor două produse menționate anterior, practic, o să obținem o reluare rapidă a vegetației plantelor, vom avea o optimizare a nutriției cu azot la ambele culturi, obținem o stimulare a creșterilor vegetative și în același timp obținem o creștere a numărului de ramificații pe plantă. Stimularea dezvoltării ramificațiilor laterale la culturile de rapiță. În același timp, stimularea dezvoltării rădăcinilor, atât a pivotului principal, cât și a perișurilor absorbanți, reprezintă alte avantaje, respectiv beneficii, ale aplicării produselor Aectra, în acest moment, la ambele culturi. În ceea ce privește culturile de cereale păioase, în momentul în care intervenim cu tratamentul menționat anterior, obținem o stimulare a înfrățirii cerealelor păioase, precum și o stimulare și o optimizare a nutriției plantelor cu azot. A fost alături de dumneavoastră Aurelian Palade, directorul tehnic al companiei Aectra Agrochemicals și în încheiere vă doresc un an agricol plin de succes.